un bărbat de 52 de ani care conducea un autoturism pe strada Bogdan Vodă din municipiu, din cauza faptului că se afla sub influența alcoolului, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a oprit într-un stâlp. La testarea cu aparatul alcool test, acesta a indicat valoarea de 0,97 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Fapt pentru care bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, unde au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Un alt accident a avut loc marți dimineață pe strada Dragoș Vodă din Sighetu Marmației, cauza fiind neatenția. Un tânăr de 18 ani, care circula pe o bicicletă electrică, din cauza neatenției, a intrat în coliziune cu un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 46 de ani din municipiu. Din fericire, tânărul nu a suferit leziuni, impactul fiind soldat doar cu abariere autoturismului. Niciuna dintre persoanele implicate în acest ultim accident nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.